Când anume o floare este perfectă? E foarte bună întrebarea. Asta de multe ori o, o pun oamenilor care um, spun că se află într-un moment foarte nepotrivit din viața lor. nu? Și întreb când e o floare perfectă. Și e foarte interesant că mulți oameni spun când e înflorită, fix înainte să înflorească, că e încă mugure. da? Fix, uh, nu știu, când miroase cel mai bine. Și de fapt, dacă facem. Un... Toate răspunsurile sunt corecte. Dar e și o problemă aici. Și anume. O floare este perfectă în orice etapă a dezvoltării De la sămânță, când încă este sub pământ și a ieșit din sămânță și nu vede lumina soarelui, când vede pentru prima oară lumina soarelui, apoi crește, se dezvoltă, nu? Înflorește, apoi începe să cadă petalele și moare și intră iar în pământ și ciclul se repetă. O floare nu pune etichete, nu își pune singură etichete, nu stă sub pământ și spune, ai, încă, hai mai repede la soare, că la soare trebuie să fim. Practic, în acest proces, dacă nu-l judeci, perfecțiunea înseamnă orice moment este îi aparține florii și este minunată și unică în fiecare moment al dezvoltării ei. Deci ai pune o etichetă, dar tocmai că este un mic exercițiu de a ne da seama că noi punem etichetă. Deci noi credem despre noi că viața noastră va fi perfectă, ideală, exact cum visăm și ne dorim, 100%, într-un moment gen poză, momentul ăla. Dar, în primul rând, din punct de vedere al economic, dacă vrei, al psihicului tău, al fericirii tale, este o politică falimentară să fii nefericit 99,99% ,99 din cazuri și să fii poate fericit, poate n-ajungi sau poate ajungi în momentul ăla de poză 0,001%. Acel moment e perfect, nici înainte, nici după n-a fost bine. Groaznic! Nu e mai bine să ne gândim că în orice moment al existenței noastre e exact ce trebuie să fie și suntem minunați și perfecti și în procesul nostru, așa cum e el. Este, suntem mult mai câștigați. Nu? Și din chimia, biochimia corpului nostru se schimbă. În momentul în care noi ne privim viața, în așa fel, da? cu luptele mele, în greutățile mele, în zbaterile mele, în procesele mele de transformare, sunt perfect în fiecare clipă pentru că face parte din procesul meu de creștere și devenire, exact ca și o floare. Tot ce trebuie să fac e să nu pun etichete și să nu mai aștept un moment în viitor când lucrurile sunt alineate și sunt bine, ci să pot să-mi asum și să recunosc, da, și acum e perfect, în fiecare zi e perfect. Pentru că sunt pe drumul meu, indiferent de stadiul dezvoltării la care mă aflu. N-ar fi viața noastră mai bună, nu? Și asta nu, să, să te accepti că totul grozava grozav, azi nu contrazice performanța sau visurile sau obiectivele, ci doar îți aduce o stare de bine și o bucurie de a-ți trăi ziua de azi cât de bine poți. Scrie te rog un e-mail la perarând personalitatealfa.com și spune-mi cum ți se, se pare ideea asta. Mersi mult, te pup, ceau, ceau!